Intrăm în partea a doua a programului nostru, care vine să continue începutul făcut de ei, și anume aceste cântări, atât de noi, cântările patriotice, care în acest an centenar au o rezonanță deosebită. Ne mulțumim părintelor de la tradiția românească, pentru că ne-au încântat sufletele cu cântările strămoșești, părintele, și ne-au bucurat inimile cu aceste cântări patriotice, puține, atunci mai multe, dar sigur că vor continua cei pe care îi așteptăm acum, și anume Corul Cronos. Vă mulțumim, dragi părinților!